România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să vă spun câteva vorbe care probabil unora nu or să le placă. România este o ladă de mașini vechi a Europei. E adevărat, nu cea mai mare. Polonia ne depășește, dar este un adevăr pe care trebuie să-l admitem. Căci odată cunoscut și recunoscut acest adevăr, el ar putea repara câte ceva. Nu e nimic de criticat aici că luăm mașini vechi. E firesc. Suntem mai săraci decât alții, visăm să trăim ca peste granițe, mașina e utilă, e și o bucurie pentru mulți dintre noi, ne și place să ne fălim cu ea, nu? Adică să zicem și asta, doar că atât de multe mașini vechi și proaste pe străzile noastre au început să ne facă rău. Contribuie la accidente, ne dau un aer mai prost, cel mai prost din Europa, să zicem asta, din Uniunea Europeană. Vesticii zic eu că nu de proști scapă ei de mașinile mari și poluante care ajung aici. Dimpotrivă, ei fac ceva pentru copiii lor. Le dau aer mai bun, mai curat. Aici, pentru copiii noștri, noi facem mai puțin, după puteri. Nu degeaba un sfert de populație e alergică la ceva. Întrebarea pe care vă pun astăzi nu ține de taxe, ci de un nivel de dezvoltare al societății noastre. Suntem pregătiți noi să renunțăm la un confort minim ca să obținem un beneficiu mai mare? La asta vreau să-mi răspundeți, de fapt. Și de ce ne întoarcem la această poveste? Ministrul Mediului a anunțat că propune guvernului să majoreze taxa la mașinile de mâna a doua. Spune Tanțoș Barna că ar fi pus el o taxă nouă, dar că actualul guvern a promis că nu face asta, așa că le mărește pe alea vechi. Cât de mare să fie această taxă însă? Dacă citești printre declarațiile ministrului, atunci această taxă ar trebui să fie aproape prohibitivă. Spune el, citez, degeaba investești în cumpărarea de mașini noi dacă cele vechi vin în valuri. De fapt, o statistică arată că 3/4 din parcul auto al României are peste 10 ani. Domnul Tanțoș Barna spune că în această idee ar avea nevoie și de un parteneriat cu primăriile și nu o spune degeaba, pentru că primăriile ar putea să impună o serie de măsuri care să limiteze cumpărarea unor astfel de mașini. Doar că, ce să vezi, eu nu știu vreo primărie în România care să impună taxă pe mașinile diesel, așa ca exemplu, sau să te împiedice să treci prin centru, mă rog, cerându-ți o taxă. Și asta nu-i întâmplător, primarii știu cel mai bine pe locuitorii din România și toată lumea știe că dacă te iei de mașinile vechi, pierzi alegerile, pentru că celor mai mulți dintre noi asta le dă și statut social, dar de foarte multe ori și un sens. Așadar, ce se întâmplă astăzi este că ministrul mediului pornește o bătălie. Și eu zic să o marcăm, dacă o pornește. Ministrul Mediului e dator să poarte bătălia asta, că de-aia avem un minister al mediului, să se bată pentru mediu, nu pentru mașini. Și are în spate cea mai mare coaliție din istoria recentă a României, adică oameni care, din punct de vedere politic, ar putea să împingă lucrurile repede în față. De altfel, liberalii au strecurat în PNRR așa o treabă care zice, dom'le, noi o să punem o mașină, o taxă de-asta ecologică. Știu, n-a povestit mai nimeni despre PNRR, o să a dat scrie acolo. Și imediat vă mai spun altă surpriză din PNRR, apropo, pentru cei care aveți mașini vechi, stați să vedeți. Așa, dar eu cred că măsura asta e făcută așa, mai de ochii Bruselului. Bătălia în care se angajează Barna e și mai complicată pentru că ea promite ceea ce niciun politician nu promite în țara asta. Adică, sau nu vrea să facă, să ia măsuri nepopulare, dar utile. Deocamdată, ăsta e singurul. Dar voi ce credeți? Așadar, 0372069599, îl repet, să ne sune șoferi din colțurile îndepărtate ale țării, poate chiar și cei care acum aduc o mașină la vânzare. 0372069599. Ce ziceți, domnule, de propunerea ministrului? Ar trebui ca taxa asta să fie prohibitivă pentru mașinile vechi și ce măsuri să o însoțească, de fapt, că ea nu poate funcționa singură de capul ei. Și da, nu e o dezbatere numai pentru șoferi, ci și pentru părinți, pentru oamenii preocupați de mediu, pentru toată societatea noastră, că asta e o problemă la care trebuie să o răspundem. Vedeți
Sunt foarte multe probleme în România la care noi nu răspundem. În sfârșit, la asta trebuie să zicem ceva. Emisiunea asta este și pe Facebook la Europa FM, iar România în direct se deschide acum ascultându-l pe Liviu. Salutare! Salutare, Cătălin! Ce zici? Mă bucur să ne auzim din nou. Ce să zic? Este iarăși o măsură pe care o ia domnul ministru, tot de ochii lumii, bineînțeles. Măsura este bună în ansamblul ei, dar noi, din păcate, ca și țară, nu avem infrastructură. Eu, de exemplu, nu pot să plec de acasă să-mi duc copiii la școală pentru că nu am străzi. Nu vine taxiul. Și să vorbim de transport în comun. Deci, nu. Nu avem infrastructură. Da, o bună bucată din ideea pe care voiam să ți-o spun pentru rezolvarea problemei, ai spus-o și tu, cu traficul limitat. Și e un exemplu care funcționează foarte bine. Știu, spre exemplu, Padova, Italia, acum 15 ani, avea o zonă centrului orașului închisă. Existau niște camere puse deasupra străzii și dacă nu aveai permis de acces în zona respectivă, nu puteai să... Adică treceai, dar îți venea o amendă și chiar îți venea. La noi toate se contestă, se găsește scăparea. Dar... Deci soluția pentru poluare asta ar fi să nu mai putem intra în zonele centrale ale orașelor decât dacă avem, știu eu, Euro 5, Euro 6 sau electrice. Ce propune Tanțoș Barna? Lăsăm... E mai mult ce propune Tanțoș Barna. Nu e doar o taxă pe care primăriile să se joace cu ea. El zice așa, domnule, vreau o taxă care să facă importul acestor mașini complicat. Adică, mai pe șleau, el zice, da, dacă s-ar putea, nici nu le-aș vrea pe aici. Da, așa este. Însă, să se gândească, sunt anumite persoane în țara asta care nu pot supraviețui fără mașină. Din diverse motive. Și atunci, degeaba îi dă unuia 10.000 de euro ajutor de la stat să-și cumpere o mașină electrică, în ideea în care mașina electrică costă de la 25.000 sau cât costă în sus, iar respectivul nu are acei bani să o achiziționeze. Și da, nu e suficient. Deci degeaba le dau oamenilor banii ăștia. În plus de asta, mașinile electrice sunt limitate ca și spațiu, ca și kilometri de parcurs și așa. Domnule, mai departe. Nici nu ne place. Tu ești drăguț așa când spui, dar nici nu ne place. Ce, poți tu să te fălești cu o mașină electrică doar dacă e Tesla, nu? O să trec eu pe la... Conduc o auto-utilitară care are 21 de ani. Da. Greșit. O să-ți împărtășesc eu un lucru. Stai imediat. Zici aici, da, în PNRR, că nu vorbește nimeni. E atent. Nu vorbește nimeni. Stai că mi-am pierdut notița. Domnule, Guvernul României s-a angajat prin PNRR ca până la sfârșitul anului 2026 ca să primească niște bani de autostrăzi. Știți că ne-au promis să ia bani de autostrăzi, da, nu știu cât, 8 miliarde de euro? Păi tu știi ce trebuie să facă România? Fii atent! Trebuie să dea afară din circulație 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Liviu, tu ești candidatul. Deci va urma așa o reglementare. Nu e, da, nicio problemă. Deci tu ești primul care trebuie să pleci de pe șosea cu aia. Ok. Da, însă îți spun un lucru. Există și partea nemulțumită între noi că, hai să zicem, fac un efort și îmi cumpăr o mașină nouă. Uite, întâmplător, soția mea are mașină de serviciu nouă, japoneză. După 20.000 de kilometri și puțin peste un an, adică un an și o lună aproximativ, mașina respectivă are deja probleme și este în garanție și este folosită în condiții normale. Cum să fac eu un efort catastrofal să-mi cumpăr o autoutilitară de aceeași mărime cu 10.000 de euro ce mi dă Guvernul României ca și ajutor, când eu văd că e praf? Aia mea de 21 de ani nu are nicio problemă tehnică. Da, aici nu curge nimic. Aici nu mă pricep, nu știu, îți mulțumesc mult. Da, vor fi și mașini noi bune. Acum, na, ce să zic, ai prins-o pe asta, nu e ca și cum. Dar am auzit, știu principiul ăsta. Hai, domnule, că mai bine ți-ai aia din Germania, are 10 ani decât una nouă făcută de ăștia aici. Îți spun eu că e mult mai bună, o știți pe asta, nu? Radu, salutare, cum să fie taxa asta propusă de domnul ministru Barna Tanțoș?
Salut! Eu îl încurajez pe Tantuș Barna să introducă această taxă. Mă aștept ca taxa să fie destul de ridicată pentru a descuraja fenomenul ăsta. Sunt foarte mulți oameni care aduc mașini de afară. Dacă vedeți târgurile, vă cumpărați o mașină de afară cu 800 de euro, 1200 de euro, în condițiile în care, pe lângă faptul că poluează, s-ar putea ca și mașină să aibă niște probleme tehnice. Nu cred, la 800, stai un pic. Există mașini de 800 de euro la târg? Mergeți în târg la Vitan, mergeți în târg la Brașov, la Ploiești, la Târlungeni în Brașov, vedeți. Păi și ce-ți vinde la 800 de euro? Cum poți să... adică... O mașină din anul 1999 sau din 2000, o mașină de proveniență nemțească. Păi și pe aia o matriculez mai ei, adică când se duce cu ea la matriculare, mai mișcă ceva prin mașina aia, nu se uită și băieții aia la ea? N-aș vrea să dau eu din casă, dar cei care importă mașini importă volumic. Ce înseamnă volumic? Au 10 plus una gratuit. Au mașini pe care le importă la 500 de euro din Germania sau din Franța. Asta odată. Pe de altă parte, toată industria asta, care e industrie la negru, are în spate fraudă fiscală. Ei nu plătesc TVA, ei nu plătesc impozit, ei nu plătesc impozit pe profit, nici cu măcar pe persoană fizică. În plus, s-a creat încă o industrie a pieselor de schimb care nu prea este fiscalizată. Mai mult decât atât, pentru faptul că serviciurile repară astfel de mașini, TVA-ul și ăla este sărit de foarte multe ori. Dacă îți cumperi o mașină nouă, te duci la serviciu, o ai în garanție, ești obligat să-ți dea o factură. În schimb, dacă îți rezolvi un amortizor sau, eu știu, plăcuțele de frână la o mașină de asta de 800 de euro, nu plătește nimeni nicio taxă nimănui, mecanicul ia bănuții și pune în buzunar. Vedeți ce bine să ține România? Deci nu se trăiește prost în România. Deci dacă domnul ministru... Sunt oameni care fac averi foarte mari din importul de mașini, se consensă. Păi e bine că punem taxă pe aia pe care munci, care muncesc. Și când vine, ia uite ce bine, când vine cineva din industrie și îți povestește cum stă treaba acolo. Domnul, cine a venit, domnule, cu taxa asta de solidaritate? Cred că totul de mereu era, nu? Ia, uitați-vă un pic, întâlniți-vă la coaliție și vedeți că aveți aici niște oameni care știu cum stă treaba cu evaziunea fiscală prin târguri. Mulțumesc pentru informație, dar stai aici cu noi. Bun, asta înseamnă, din ce-mi relatez tu, din punctul meu de vedere, că nu o să reușească să impună o astfel de taxă. Pentru că acolo unde e corupție în România, asta blochează tot. Eu sper să reușească. De ce? Cei care nu susțin această taxă sunt cei care au un interes electoral. Origul de mereu stă bine, este stabil politic și nu o să fie afectat. Îl încurajez pe Tantuș Barna să meargă mai departe și să propună o serie întreagă de alte măsuri. Mai mult decât atât, ideal ar fi ca marile orașe sau orașele în general să nu accepte intrarea mașinilor mai vechi de 8 ani, 10 ani în centrul orașelor datorită poluării uriașe care se regăsește vara. Da. Mă rog, e mai vizibilă vara și iarna, e ce de. Da. Radu, îți mulțumesc tare mult. Instructiv dialog. Nu se înghesuie primare din România să facă așa ceva. Cine face asta pierde alegerile. Păi credeți că degeaba s-a jucat doamna Firea cu chestia asta? A avut o idee bună la un moment dat și a zis, domnule, hai să facem. Și după aia cineva a tras-o de mână și i-a zis, hai, stai un pic, ia uite-te câte mașini din astea sunt aici. Păi cum o să faci? Bine, în București e și greu de făcut, al naibii de greu de făcut, practic. Trebuie să mai ai încă două metrouri, sisteme de metrou, ca să poți să faci chestia asta. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Încercăm să facem aerul mai curat. Salut! Ce să zic? Eu cred că principalele sunt mașinile și plus poluarea din jurul Bucureștiului. Da. Ardem foarte mult, aducem în Europa și mașinile și toate rezidurile toxice și le ardem la noi. Eu zic că astea sunt cele mai mari. Și eu am o mașină din Germania, am lucrat 3 ani acolo, mi-am cumpărat o mașină, nu mi-am permis să iau una nouă, una la mâna a doua. Sunt de acord să bage taxe foarte mari, dar... Că tu ești cu mașina cumpărată, normal. Pe urmă, nu, mi-aș cumpăra și mașină nouă, dar statul spune că ne ajută. Da? Eu nu prea văd niciun ajutor. Și la tichetul Rabla și la toate sunt numai pe
șpagă numai pe mână, pe tot felul de chestii astea. Adică nu, nimic nu se obține ușor. Tot băieții care aduc mașini din Germania, tot ei îți propune să-ți dea un voucher sau o chestie de-asta. Deci totul e... Da, aici ai dreptate, că se mânăresc chestiunile alea și, într-adevăr, ajutorul ăsta la cât se mai duce? Cred că se ajungea la vreo 1500 de euro, nu? Cu totul, dacă mai bine. E o sumă importantă. Eu am vrut să dau, să-mi iau o mașină nouă și mai profitam decât de vreo 2000-3000 de lei dintr-un voucher de 60 ceva de lei. Da, da, cam pe acolo, e 6.000-7.000 de lei. Deci tu, practic, zici că vrei mașină nouă, dar ești blocat de modul în care funcționează piața aici. Exact. Sunt blocat. Sunt totul. Deci nu mai piedici. Deci toată lumea face. Cine are rematurile, au tot băieții care aduc mașini din Germania. Mașină, colegul ante vorbitorul a avut dreptate. Cu mașini aduse de 800 de euro, de 1000 de euro, sunt. Aduce pe la noi, jumatele dezmembrează, jumatele repară și ce-o vinde la târg, mașină excepțională. Și tot iau prin programul Rabla toate chestiile astea. Fabulos. Mulțumesc tare mult! El a fost Mihai. Bă, mai sunt oameni care își doresc mașini noi, sunt convins de chestiunea asta, dar în România, multă lume gândește așa, decât să dau 7.000-10.000 pe o mașină nouă românească, mai bine de aceiași bani îmi iau ceva rupere, un diesel, model, aia că-mi ziceți voi imediat, ce diesel iei cu 10.000 de euro în România. George, salutare! A, nu mai e George, e Alexandru. Salut, Alexandru! Ce salut, Cătălin! Ce mi-au, domnule, cu 10.000 de euro, ce diesel, din ce an? Îmi cer scuze că te dezamăgesc, sunt total împotriva dieselurilor și mai ales a dieselurilor vechi, adică poate cumva aș putea să accept vreodată dieselurile noi de ultima generație, dar eu sunt unul dintre cei care merg pe stradă cu o mașină de 15 ani, aproape, care așa. 14 mai are pe 5, face 15. Să știi că intri aici. O mașină aici de 5.000 de euro, intri exact acolo unde trebuie. Intră da. Exact, da. Păi și ce facem? Că oricum te dă guvernul afară că a zis că până în 2026, gata. Pac, cei peste stai câți ani am zis aici, mai vechi de 15 ani. Bine, eu nu cred în această prevedere nici dacă mă piși cu ceară. Nu văd nici cum niciun guvern. Dar tu ce ai de gând să faci cu mașina ta? Nici eu nu cred și tocmai de asta nici nu mă gândesc la ce am să fac cu mașina mea, pentru că în prima fază vreau să-ți răspund la întrebarea ta și anume, adică la prima întrebare și anume, eu nu sunt dispus să renunț la confort, pentru că în ziua de astăzi, pentru cineva care are nevoie de mașină mai mult decât ca să meargă până la serviciu și înapoi, trebuie să ai un pilot automat pe mașină. În ziua de astăzi trebuie să nu fii înconjurat de plastice dure, pentru că la un drum de 200-300 de kilometri, poate și nici mai vorbim de 1000-2000, nu poți să stai cu cotul pe un plastic. Și în felul ăsta, eu cred că chiar dacă aș fi dispus să mai investez niște bani și să-mi reînnoiesc mașina, să zicem, să nu mă mai orientez la mașini de 10-15 ani, să mă orientez la mașini de 5 ani, dar întotdeauna am să prefer să urc în clasa în care nu trebuie să țin cotul pe un plastic timp de 500 de kilometri sau mai mult. Și atunci piața asta la mâna a doua nu va dispărea deloc. Eu îl încurajez pe ministru să facă exact ce a zis, pentru că sunt convins că e nevoie să ne mai înnoim parcul de mașini. Dar deocamdată, din păcate, cum ai zis și tu, și eu sper, dar și degeaba sperăm că nu o să se întâmple treaba asta. Dar tu de ce speri? Că asta nu mi-ai explicat. Speranța ta... Pentru că sunt o persoană civilizată, de aia. Pentru că e normal să faci în așa fel încât să nu bagi în plămânii copiilor și în plămânii concetățenilor fum de la mașinile fără filtru de particule sau cu filtru de particule anulat. Celebrii da. Bombardieri cu DPF-8 și așa mai departe. Aoleu, am uitat și de asta. Am uitat de filtre. Cine mai are un filtru la mașinile diesel? Adică, bun, mai sunt și oameni nenești, dar cred că e o rată de schimbare a filtrului. Râde aici domnul Niculescu pe sub mustață.
Dar el n-are mașină diesel, da. Poate să râdă săracul, da. Toți ar trebui să râdem, dar să și așa încercăm e. Să mai punem niște bănuți acolo deoparte și să ne luăm mașini puțin mai bune. Să nu spui că ai scos și tu filtrul, nu l-ai scos, nu că ești un... Nu, pentru că eu sunt cu benzina. A, ești cu benzina, am înțeles, da. Alexandru, mulțumesc mult, Cătălin. Spor la treabă, da. Vedeți, mașinile sunt un stil de viață. De asta și regula asta e greu de schimbat și greu de pus în aplicare. Noi când luăm o mașină ne gândim la un milion de lucruri. Băi, mergem copilul acolo, cum ținem cotul, cum o să arătăm în societate, la ce ne trebuie. Asta cu unde o parcăm? Păi, las că ne găsim. Cât o să ne coste după? Eu cât am trăit în Anglia, mă uitam acolo la oameni, dar de ce n-aveți mașină? Și zicea, păi să o parcăm aici, că dacă vrem să o parcăm, ne usucă ăștia cu taxele la primărie. Acum am auzit oameni în România care se plâng că a făcut, cât au făcut domnule la primărie la București, 600 de lei pe an, adică 50 de lei pe lună parcarea. E scump, da, e mult mai scump față de 70 de lei pe an. Mihai, salutare! Salut, Cătălin! Ce zici de propunerea unei taxe? Că de aici am plecat. Aș avea două puncte de atins. Unu, am vândut mașini second hand în piață timp de vreo 2 ani până a venit pandemia. Uh-huh. Și vreau să spun următorul lucru. 3/4 din clienți cumpărau o mașină pentru a înlocui una mai veche. Ok, da. Deci, practic, și prin aceste mașini second-hand, mai noi un pic, să zicem, de 10 ani, practic se înlocuiau alte mașini, poate chiar se puteau în circulație, care erau mai vechi și mai poluante. Da, sunt de acord că doar dacă nu-ți iei o coajă, cum spune românul, tot încerci să-ți iei ceva, 4, exact. 5 ani, 7, 8 ani, sigur, asta e marea masă. Dacă omul nu-și va permite să-și cumpere acea mașină de 5-7 mii de euro, va merge mai departe cu cea de 1000. Deci nu am câștigat mare lucru. Al doilea aspect care vreau să punctez, am încercat să intru în direct și când a fost domnul Tantor Barna, dacă nu mă înșel la dumneavoastră, da. Emisiune într-un vineri, da. nu am reușit. E greu, da. Problema mi se pare în felul următor. Noi, impozitul care plătim acum este impropriu spus impozit, practic este o taxă pe cilindreie. Termenul de impozit, mie mi se pare că ar trebui să sune ceva de genul impozit, este un procent dintr-o valoare, da? Și atunci, o mașină scumpă ar avea un procent mai mare, o sumă mai mare de plată, pentru că procentul din acea sumă mare este mai mare decât una la mașină mai veche. Iar la acel procent să se facă niște deduceri sau adăugări de taxe în funcție de nivel de poluare. Adică, ai o mașină Euro 6 care valorează 50.000 de euro, să spunem că 1% din valoare, sau 2% din valoare înseamnă 1.000 de euro, dar fiind de Euro 6, tăiem jumătate, da? Și rămâne impozit la 500 de lei, 500 de euro. E de acord, sistemul tău e mai deștept pentru că implică nuanțe, dar în același timp statul se va chinui, pentru că lui este greu să facă genul ăsta de calcule și pleacă de la prima întrebare. Nu este absolut deloc greu. Firmele de asigurări au niște diagrame. Așa. În funcție de vechimea mașinii, de valoarea de nouă, dacă mergi la orice asigurator, uh-huh, mașina și ai mașina accidentată și să spunem că e în așa fel accidentată încât e nevoie de daună totală, el bagă în program ce mașină este, Opel, Volkswagen, BMW, nu contează, anul, dotări, motorizare, și atunci programul automat îi dă o valoare medie de piață. Înțeleg ce spui, da. Asta e pentru o firmă de asigurări care asta face, dar ia gândește-te, Mihai, că tu trebuie să pui tot programul ăsta în primăriile din România, care să fie și același program și să funcționeze și la Vaslui, și la Zalău, și la București, și să se calculeze... Nu e deloc greu, adică așa cum se calculează taxele, se pot calcula... Da, eu știu, știu ce zici. Mai că statul va rămâne șocat și zice, iau-te o idee. Și da, sigur că sistemul propus de tine e ok. Știi de ce? Pentru că pe măsură ce trec anii, vei fi impulsionat să-ți iei o mașină mai nouă. Absolut, absolut. Și, de exemplu, la o mașină, să spunem, ca în cazul mașinii vechi, un Euro 3, să spunem, mașina, ca și valoare, nu mai are valoare. Mai are, spunem, o valoare minimă de 1000 de euro, că nu coborâm sub. 2% înseamnă 20 de euro. Dar, la cei 20 de euro, fiind de Euro 3, îi punem un coeficient de poluare de, să spunem, de 10 ori. Și atunci va fi 200 sau poate 400 de euro taxa. În felul ăsta nu descurajăm doar importurile de mașini vechi,
ci scoaterea din uz a celor existente, pentru că până acum toate taxele de poluare s-au lovit de această problemă, de inechitatea față de vânzătorul din România, față de vânzătorul din altă țară europeană. Și toate au picat la Curtea Uniunii Europene. Exact din acest motiv. E, punând o taxă care să implice și mașinile importate și mașinile existente, nu va putea fi contestată mai departe la forurile europene, ci va putea să funcționeze și în felul acesta de, cum să spun, descurajăm import de mașini vechi, dar încurajăm și să le scoatem pe cele existente deja în România de pe piață. Da. Domnule, o idee foarte bună. Îți mulțumesc. Argumentată, complexă. Și e genul de soluție la care statele trebuie să se uite. Pentru că noi acum am simplificat. Cât e cilindrea, domnule? Pac, 1000, 2000, 3000, nu are importanță, de aici se plătește. Ce mai face mașina aia? Cum poluează? Ce valoare are? Nu mai. Îți mulțumesc tare mult. Eu îmi notez această idee atunci când mai vine Tanțoș Barna la noi aici în emisiune și sper să mai vină. Chiar o să-i supun atenției tipul ăsta de gândire care poate avea o contribuție mult mai mare. Pentru că, vedeți, acum ne uităm la un segment de mașini care intră în România. Ok, să zicem că le împuțidăm. Sunt pe la 200.000 anual. Poate în câțiva reușim să facem 100.000. Dar ce faci cu 75% din parcul tău care îmbătrânește, învechește? Și încă o dată, acest articol din PNRR, că noi ne-am dus cu el acolo și am zis, domnule, scoatem 200.000 de mașini afară. Cum le scoatem? Dați-mi și mie o idee, că la asta n-a zis nimeni. Cosmin, salutare! Cum vezi taxa asta? Salut, Cătălin! Vorbesc cu tine din prisma posesorului de două mașini electrice și o mașină diesel Euro 6. Bravo! Eu, dacă aș fi în locul domnului Tanțoș Barna, aș veni la televizor și aș spune, uite, domnule, noi, guvernul României, ne-am dat seama că românii au un parc vechi de mașini din următoarele cauze. Își cumpără atâtea mașini vechi pe lună, pe an, din următoarele cauze. Și am pregătit următorul pachet de măsuri care să adreseze problemele de la rădăcină. Eu zic că punând doar taxe punitive, de fapt tratăm efectul și nu cauza. E imposibil. Asta ar fi pe de o parte. Și pe de altă parte, măsurile acestea care se reducă poluarea în oraș, indubitabil sunt foarte bune. Ideea e că doar o măsură punitivă pentru posesorii de mașini care poluează mult nu e suficient. După părerea mea, ar trebui să vină la pachet cu niște măsuri de încurajare a oamenilor să-și cumpere mașini chiar electrice, direct. Da, ia uite, încurajează-i tu, că ești acum la radio, adică, domnule, da, tu cum ai făcut să-ți iei mașina electrică? De ce nu ți-ai luat o mașină la mâna a doua din afară? Am avut mai de mult mașină la mâna a doua, am avut vreo 3 mașini la mâna a doua luate de afară. Și până la urmă mi-am dat seama că pierd pe mai multe planuri. Dar eu zic așa, dacă s-ar face un sistem în cooperare cu autoritățile locale, de exemplu, ca posesor de mașină electrică, cea mai mare problemă, vă spun în Arad, unde locuiesc eu, cea mai mare problemă sunt lipsa stațiilor de încărcare, care cel puțin acum câțiva ani ar trebui să fie gratuite. Nu cred că ar fi așa o investiție mare din partea primăriei să pună niște stații de încărcare gratuite, pentru, și în felul ăsta ar încuraja foarte mult adopția de mașini. Pentru că dacă stau la bloc, la etajul 4 și vreau să-mi încar mașina electrică, e dificil. Da. E complicat. Să o încarc de la stațiile cu plată de acum, e scump. E prea scump. Serios? Cât și de atunci scump? Hai zine și nouă, așa. Uite, de exemplu, eu când fac plinul la mașina mea, merg 450 de kilometri spre 500 și plătesc, cât am ajuns să plătesc acum, aproape 300 de lei. Cred că 300 de lei plătesc. La tine cât e să faci 500 de kilometri? Eu dacă ar fi să fac plinul la mașina mea, de la o stație publică, m-ar costa undeva vreo 100 și vreo 50 de lei, aproximativ. Mm-hmm. Și aș merge acum iarna
vreo 400-420 de kilometri. Hai că e bine, domnule, păi, plătești de două ori mai puțin ca mine și mergi cam tot atât. Hai să zicem că e bine, deci e încurajator da. Să ai o mașină din asta. Da, doar că ne rovim de... Da, e adevărat, dar totuși eu cred că mult mai repede și din discuțiile cu alți oameni, că deocamdată suntem așa o comunitate destul de mică cu mașini electrice și cam toată lumea are astea două probleme. Odată prețul care e destul de mare, că da, și inițial efortul financiar da, e mare, mai mare și cred că primăria ar încuraja foarte mult, dacă s-ar face o lege, să oblige primăriile, nu știu, să zicem, nu știu, la numărul de locuitori, să ai atâtea stații gratuite la numărul de locuitori. Nu cred că comunitatea ar ieși per total în pierdere, pentru că să ne gândim numai la beneficiile care le-ar aduce, numai, nu știu, în sistemul medical, un aer mai curat. Da. Câte cheltuieli am scăpat pe partea asta. Per ansamblu. Per ansamblu, îți mulțumesc tare mult, Cosmin, ai punctat foarte bine. Per ansamblu, societățile se echilibrează în altă parte. Vedeți, banii puțini pe care îi dăm pe mașini acum se duc în bani mai mulți în pastile, că avem nevoie de ele, să ne protejăm și pe noi și copiii, sau să ne facem sănătoși. Pe de altă parte, ne scrie cineva aici, dar totuși un muncitor cu salariu minim nu mai are și el dreptul la o mașină? El cum să procedeze? Acum, uitându-mă la orașele mari ale Europei, mașina nu e un drept absolut. Adică, sigur, multă lume își dorește, dar nu toată lumea apucă să-și o ia. Din pricina a numeroase taxe și limitări pe care orașele le introduc. Claudiu, salutare, ești la România în direct. Salutare, salutare, Cătălin și ascultătorilor. Problema este foarte simplă. Mașinile, eu dețin două mașini diesel din 2007, normă de poluare Euro 4. În loc să se dea cei 10.000 de euro, ar putea să se facă upgrade la mașinile care le ai din Euro 4 să transforme în Euro 6. Adică nu tehnic trebuie montat decât încă așa. De da, bineînțeles, și în Ungaria am înțeles că au început să se facă așa. Și în Germania, doar că nu știm dacă Registrul Auto Român brevetează proiectele astea. Că într-un final motorul de pe mașină nu contează cât de vechi este. Se pune un catalizator, model nou, se scrie softul și costurile nu ar fi așa mari. Dom'le, la noi s-a mers în sens invers. Când s-au scos filtrele alea, cum zici tu, de la Euro 4 la Euro 6, la noi s-a trecut de la Euro 4 la Euro 1. Ar trebui pedepsite penal asemenea chestii trecute ca infracțiuni și la revedere. Și vă zic, nu neapărat că mașina mea din 2007 e mai bună ca una electrică, nici pe departe. Tot am vrea să conducem mașini noi, mașini electrice, dar ar merge întâi făcut acest upgrade. Și în afară de asta, gândiți-vă, poluarea. De ce stau semafoarele de la ora, nu stau de la ora 11 seara până la 6 dimineața pe intermitent? Da. De ce trebuie eu la 3 dimineața să stau la un semafor un minut și să în acel moment eu eman gaze pe toba de eșapament? E o măsură simplă, antipoluare. Da, mă rog, asta ar funcționa în orașele mai mici. În orașele mari, cum e Bucureștiul, să știi că... Vă spun, sunt din Timișoara. Vă spun sincer, la ora 2 dimineața, dacă te plimbi în Timișoara, în 6 minute îl faci, 6-7 minute îl faci de la un capăt la altul cu statul la semafoare. Da? Nu este un oraș mare, este doar un oraș aglomerat. La voi, asta zic, că la voi ar putea să funcționeze. Îți mulțumesc tare mult și îmi pare rău că bătea vântul acolo, adică era bine de stat că mașina e și acoperiș. Ai văzut, mă uit acum la Sorin Niculescu, ai văzut ce aglomerat e la noi în București? Mie că atunci când a venit frigul, acum, multă lume și-a luat mașinile, n-a mai mers cu ce mergea și a zis, bă, mașina ține și de cald. Cred că așa, mă, că altfel nu se explică. Cine urmează? Cristian? Da, salutare, Cristian. Da, da. Salutare, salutare. Salutare, fie și ascultătorilor tăi. Cred că problema e relativ simplu de rezolvat. Dacă s-ar merge destul de des în controare la stațiile ITP, așa. Cei de la RAD, dacă ar face asta, sau dacă s-ar pune anumite norme noi, de exemplu să controleze acel DPS off, vestit deja la noi, dacă ar controla dacă e găurit filtrul de particule,
Atunci am avea succes în a scoate cumva în decor mașinile astea. Iarăși o problemă sau de fapt un criteriu destul de important pentru care oamenii nu-și cumpără mașini mai puțin poluante. Eu vă zic ca unul care așteaptă deja de 7 luni să, după 2 plug-in hibrid. Așa. Asta deja e altă poveste și, și toată nebunia care a fost cu Rabla, cu Rabla Plus, îmi cereau pe o firmă de 5 ani să am mașini de 12 ani pe care să le, să le trimit la Rabla. Da, minim 8 ani am înțeles că e toată. 8, 12, nu mai țin minte. Da. Știi, o stufoșenie de asta întreagă. Și de la reprezentanțe știu ei pe unii care cumva te bagă la femeie pe ușa din dos. Niște chestii de-astea de... Și zic, bă, dar totul se depune online, cu ce mă ajută ăla? Și mi-am depus eu dosarele și a fost foarte bine. Dar, într-adevăr, ce zicea un antevorbitor, zicea că din cât ar costa o rablă, din cât mi-a dat, 7500 parcă, într-adevăr, vreo 2000 și ceva, i-am dat la un nene care cumva a avut o rablă, are un tichet, el cu asta se ocupă în viață. No. Pe de o parte asta e o problemă. Că legislația AFM-ului și tot ce înseamnă procedură e foarte greoaie și sunt multe chestii făcute pe genunchi. De exemplu, la casă eficientă energetic, că acum am un acoperiș, l-am proiectat pentru 52 de panouri. Așa. Dar eu ca să intru, de exemplu, într-un program al AFM-ului, indiferent că e casa verde, casa eficientă energetic, astea-s doar pe hârtie, pe mine mă pune să am casa întăbulată. Adică să am tot anvelopată, da, pompă de căldură luată, totul, și după aia să le schimb. Nu știu cum au gândit asta. Dar nu e subiectul emisiunii. Da, știu, dar o să facem și subiectul ăsta. Stai pregătit că trebuie să vorbim despre România și tot ce înseamnă povestea asta cu urbanism, cadastrări și programe pe care le așteptați de la stat. Îți mulțumesc tare mult. Mă și bâlbii când aflu câte se întâmplă în România. E bun contactul ăsta cu realitatea. Mișu, salutare! Ce zici să închizi emisiunea asta într-un minut? Salut, salut! Bine, scurt, că oricum nu aveam multe de... Yes. Doar o experiență pe care am avut-o acum câțiva ani de zile, de exemplu, am fost în Spania, în Valencia, și au avut un program foarte mișto. Adică am rămas surprins când, într-o vizită acolo, am văzut că majoritatea taxiurilor, nu știu, undeva la 99% din taxiurile din Valencia erau hibrid, la vremea respectivă un brand din ăsta japonez de mașini, ca să nu dau nume. Aproape toate taxiurile, cum ziceam, aproape 90, cred că nu, n-am văzut un taxi din alt brand, cu toate că știm că în Spania se produc și mașinile locale, deci cum ar fi și la noi Loganul sau whatever, poate ar putea fi și Fordul. În schimb, i-am întrebat, am mers cu un taxi, întâmplarea a făcut că tipul taximetrist era un român din Brașov sau din... nici nu mai contează, și întreb, dar cum de toate taxiurile sunt... majoritatea taxiurilor din oraș sunt hibrid, mașinierele erau noi, de-abia ieșite brandul pe piață de hibrid, și sistemul era în felul următor. Statul spaniol acorda subvenția, cumva cum se acordă și la noi pentru subvenția pentru mașini electrice și programul și Rabla. Te obliga ca într-un anumit timp să faci treaba asta. E o măsură. Dar în schimb venea și primăria suplimentar și spunea toate taxiurile din oraș e obligatorie schimbate, dar îți dau banii ăștia. Și ea ajungea să cumpere o mașină hibrid care la vremea respectivă era peste 25.000. Mișu, hai să-ți aduc eu aminte în 10 secunde. Tu ții minte acum 20 de ani când primăriile din România au obligat taximetriștii să facă mașinile galbene? Ce scandal a fost, băi nene! Ia spune, și până la urmă le-au făcut. Și până la urmă le-au făcut, dar asta era o măsură simplă. Au zis, nesărăciți! De-aia pune-i acum, cred că am depășit, nu? Pune-i acum să-și schimbe mașinile, să ia japoneze hibride, ca să fie elegant în București. Și cu asta îți mulțumesc. Vă mulțumesc pentru contactul pe care îl aduceți zilnic cu realitatea aici la Europa FM. Și ne povestiți cum stau lucrurile în realitate. E... Vedeți? Că până la urmă am ajuns la administrație putredă și iarăși corupție, pe care am putea să le rezolvăm înainte de a pune taxe noi. Despre asta ar fi vorba. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.